Frumoasa și bestia. A fost odată un negustor foarte bogat, care avea o fiică atât de fermecătoare, încât toți îi spuneau frumoasă. Într-o zi, bietul negustor își pierdu toată averea. Tatăl frumoasei hotărâ să plece la oraș, să vândă niște mărfuri și să obțină bani. Ce vrei să-ți aduc, fiica mea? Dragă tată, mă mulțumesc cu o floare. La întoarcere, pe negustorul surprinse o furtună atât de puternică, încât zări îndepărtară un palat impunător și hotărâ să se îndrepte către el. Bătu în ușă, dar cum nu răspunse nimeni, decise să intre. Masa părea pregătită în cinstea sa, așa că mâncă și bău până își recuperă forțele. Apoi se așeză pe un scaun și a dormit. A doua zi de dimineață își aminti de fiica sa și rupse un trandafir din grădina castelului. Însă în acel moment auzi un răgnet teribil în spatele său. Ți-am salvat viața și tu, în schimb, îmi furi ceea ce prețuiești cel mai mult și spui că este pentru fiica ta. Atunci să vină ea să te salveze. Frumoasa, îngrijorată de faptul că tatăl său întârzia, plecă în căutarea lui. Și în curând ajunse la castel. Dă-i drumul, te rog, ia-mă pe mine locul său. Bestia acceptă târgul. Nu vreau să fii nefericită. Simte-te ca acasă. Tot ce există în castelul meu îți aparține. Sub urățenia bestiei se ascundea o inimă foarte mare. Zi după zi, frumoasa descoperea bunătatea bestiei. Împreună citeau cărți frumoase din biblioteca palatului. Dar frumoasei lipsea însă tatăl său și vrut să-l viziteze. Mă voi întoarce într-o săptămână, spuse ea. Frumoasa își găsi tatăl bolnav de dor și îi promise că nu va pleca până când nu-și va reveni. Când se întoarse bestia, era bolnavă de tristețe. Te iubesc și nu-mi pasă că ești urât, zise înduioșată fata. Nici nu rosti bine aceste cuvinte, iar bestia se transformă într-un prinț frumos. Dragostea rupsese o vrajă veche care îl transformase pe prinț în bestia cea urâtă.